Sunt mai multe anchete în paralel în acest moment la Spitalul Pantelimon din Capitală. Totul a pornit de la o sesizare pe care conducerea unității medicale a primit-o în această dimineață de la directorul de îngrijiri. Femeia se afla în concediu medical în cursul zilei de ieri când a discutat cu o asistentă din secția de anestezie terapie intensivă care i-ar fi spus că 20 de persoane internate în această secție și-au pierdut viața după ce medicii ar fi solicitat asistentelor să micșoreze doza unui medicament care era presupus să le facă bine. În acel moment, conducerea spitalului a demarat o anchetă internă și mai apoi informațiile au ajuns și la Ministerul Sănătății, care a decis să trimită corpul de control. Din acest corp de control vor face parte și reprezentanți ai Colegiului Medicilor. Cea de la care a pornit sesizarea, care a ajuns astăzi la conducerea spitalului, directoarea de îngrijiri a discutat și cu procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București și a depus aceeași sesizare și către parchet, iar astăzi a fost audiată de către procurori, urmând ca în zilele următoare să continue procurorii verificările în acest caz. Potrivit informațiilor de aici, de la Spitalul Pantelimon, în perioada 4-7 aprilie, perioadă sesizată în documentul care a ajuns la conducerea spitalului, au murit 17 persoane în secția de anestezie terapie intensivă. Aceste acuzații, așa cum vă spuneam, au ajuns atât la Ministerul Sănătății, cât și la parchetul de pe lângă Tribunalul București. Doamna director de îngrijire a fost sunată de una din asistente angajată în secția de terapie intensivă, care ar fi afirmat existența unor posibile fapte cu natură penală, și anume că unii dintre medici ar fi scăzut în mod voit doza de noradrenalină ca să moară niște pacienți, reclamând un număr de 20 de decese. Este vorba de 18 pacienți cu forme de internare pe secția de terapie, doar 17 dintre ei fiind decedați fizic prezenți pe secția de terapie, unul fiind pacient staționar în UPU. Pe data de 4 aprilie sunt înregistrate 6 decese, pe data de 7 aprilie, de exemplu, un singur deces, pe data de 6 aprilie tot 6 decese și pe data de 5 aprilie restul de 4. Mâine dimineață, Corpul de Control al Ministrului Sănătății va fi prezent acolo. De asemenea, am rugat ca un reprezentant al Colegiului Medicilor, profesor reputat, va sosi împreună cu echipa de control de la Ministerul Sănătății. În plus, în spital, managerul a dispus o anchetă internă cu medici din alte secții.